Salutare tuturor și bine v-am găsit oameni buni la o nouă serie pe canal Bine v-am găsit oameni buni la a Clash of Kings. A Clash of Kings, oameni bun este un mod pentru Mountain Blade Warband. Acest mod este inspirat după. pentru cei care știți probabil serialul, s-ar putea să-l știți, este vorba de Game of Thrones. În cazul în care știți, dacă nu știți, vă spun eu, e un serial foarte șmech, e un serial medieval. Uh, am înțeles că acest mod ar fi inspirat după Game of Thrones. Acum, partea nașpa e că nu am văzut niciodată uh, Game of Thrones. Uh, N-am apucat să-l urmăresc, nu știu, mai mult eram interesat de The Walking Dead. Uh, am început această serie pentru că voi, fraților, uh, mi-ați exprimat uh, uh, dorința voastră de a mai face... Uh, încă o serie de Mountain Blade și așa o să facem oameni buni. facem această serie de Mountain Blade Warband mod dat oameni buni. Dacă o să vă placă și această serie, ar fi foarte tare, am putea să deschidem și altă serie de Mountain Blade. Eu știu Mountain Blade cu abonații. Uh, Bineînțeles, uh, din câte știți voi, uh, Aveam meniul acela prin care direct alegeam chestiile. Acum s-a mai schimbat, da? Ok? S-a mai schimbat mai mult. Um, Mi-aleg aici uh, gender, dacă sunt male sau femel, dacă sunt bărbat sau femeie. Tatăl meu a fost uh, un uh, lord fără pământ. Ok? Am început să. am început să învăț despre. o uh, pagina unui nobil, ok. Avem și alte melodii de asemenea din câte puteți observa, chestii schimbate. Mai tarziu devin, ia să vedem un fermier, un uh, Scrib sellsword, game poacher, blacksmith, hai să devenim un blacksmith, nu? Horse trainer, hmm. blacksmith, ok. Motivul pentru care eu mă aventurez este... O grămadă de bani și putere pentru asta mă aventurez eu, bineînțeles. Ok. Și o să punem noi chestia asta, Gather Companions și Fog of War. O să vedeți imediat ce este Fog of War și Gather Companions. Bineînțeles, realistic. Numele meu va fi aiciuncio Și, oameni buni, uh, pentru început, uh, skill mele cele mai importante vor fi Leader și prison, uh, Prisoner Management, Trade. Uh, și uh, Iron Flash. Iron Flash, acum skill-ul ăsta este un skill care îmi permite să am mai multă viață, deci am să plusez două puncte aici, uh, dar cel mai mult mă interesează trade-ul, pentru că acest skill mă va ajuta ca pe viitor să fac mult mai mulți bani, așa că am să plusez și aici niște puncte, dar văd că nu, am nevoie așa fel încât, A, așa, trei puncte să pot să plusez, bun. Uh, următorul skill, Athletics. Să fugim și noi mai repede. Uh, first Aid, bineînțeles. Așa, per skill level. Aha, ok. Și Prisonier Management. De asemenea și leadership. Ok. Iar acum skillurile cele mai importante pentru mine vor fi crossbows. Va trebui să plusez mai multe puncte. Asta sunt proficiencies. Adică chestiile astea cu cât am mai multe puncte, cu atât trag mai bine cu armă sau dau mai bine cu armă. Nu știu, depinde cum vă luați. Și acum, în modul acesta schimbă complet Mountain Blade-ul, oameni buni. Din câte puteți observa, altfel arată crearea caracterului. Arată mult mai bine, de asemenea și fățuca, bine avem aici o grămadă de skinuri. Ia uitați-vă și voi cât de epice arată. Probabil sunt după caracterii similare din Game of Thrones, nu știu ce să zic. Așa, hai să nu ne lungim foarte mult cu editarea caracterului ca să începem și noi direct. Nu știu să avem mustăcioară, să nu avem... interesting. Nah, las, Following a long trek through the rainwood, you finally see the Weeping Town in the distance. You are exhausted. By the time you find the inn, where you quickly stash your belongings and go in search of a decent tavern, where you can have a well-deserved dinner. According to an old blind man sitting in the corner between two buildings and drinking a mug of stale ale, a kraken has been seen off the coasts of Dorn and a five headed calf has been born, killing its mother in the process. Surely an omen to the being. Taken seriously, dismissing the old fool as crazy, you continue towards the tavern. All of a sudden you hear a sound that stands the hair of your neck on the end, the rasp of a blade sliding from its scabbard. Și asta este bineînțeles cum a fost uh, și când am început prima, prima dată seria de Mountain Blade, uh, prima confruntare, uh, prima, prima mea luptă. Uh, acum în uh, chestia asta în Mountain Blade-ul acesta, avem totul schimbat. Like totul. Avem orașe noi, avem mai multe facțiuni, totul e epic. Și personal am mai jucat așa puțin modul acesta și pot să spun că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am fost nebunit după el. Hai mă. Mori. Vedeți din câte puteți observa când dau cu ciocanul, abia dau cu el. Dacă aș fi avut... Ia uitați, two-handed weapons Dacă aș fi avut skill mai mare Aș fi dat mult mai rapid cu arma Așa Cum îl cheamă pe ăsta? Osbert Clerk Și toate numele aici sunt schimbate de asemenea Now let me explain my proposition uh, You seem a little disoriented I do not know who you are Or where you are from And to tell you To tell you the truth, I don't care I'm just a simple merchant And I've learned anything Uh, it's that merchant are first to suffer hard in hard times So I'm planning to travel to another country peacefully and rainless I hope I have heard that in the free cities gold flows From wethery fountains, so maybe I'll go to my fortune in pentos or volantis Imperi noi I think I'll stay, war brings opportunity I mean, seize my chance. Ok, eu am să rămân să, să devin aici un super aventurier și pe viitor un super rege. Ok, aceasta este harta, oameni buni. Mult mai diferită în față de harta pe care ați văzut-o voi. Si uh, și chestia aceea, Fog of War, uh, este chestia asta. Că ca să descoper aceste orașe, trebuie să trec pe lângă ele. Altfel eu nu cunosc locația niciunui oraș. Acum toate orașele uh, și au schimbat numele, satele și au schimbat numele, sunt alte alte imperii acum, avem alte facțiuni, avem mult mai multe facțiuni, din câte puteți observa, bravo, Dorn, Dragonstone și tot așa. Nu știu, asta s-ar putea să fie același facțiuni ca în uh, Game of Thrones, nu sunt sigur. În fine, uh, dacă îmi permite să dau și un pic muzicuța mai încet. Așa, nu știu, parcă murlă în urechi Și este asta Să fie la o dificultate mai mititică Ok, de ok Nu, parcă tot e tare Așa Ok, de ok Începem cum am început și data trecută Oameni buni Prin a recruta oameni Dar, Uh, înainte de toate, va trebui să ne alegem bannerul, adică steagul facțiunii noastre. Și acum avem din nou o grămadă de steaguri noi nouțe și toate sunt și mechere și frumoase și epice în uh, forma lor. Uite, ăsta mi-ar place foarte mult, sau ăsta. Să vedem ce steaguri mai sunt, ce opțiuni mai avem aici. Wow, ăsta e, iar e foarte mecher Ăsta, de asemenea. Uh, nu am decis încă la un nume pentru Imperiu. Da, asta o să decid mai târziu. Oh, wow, uite, și asta e foarte, foarte șmecher. Hmm, e foarte dificil, frate. Foarte, foarte dificil. Iar ăsta e șmecher. Asta e un stag simplu, omule. Deci așa alege stragul ăla, zici e de pirați. Ok. Câte mai sunt, mă, săși. A luat-o de la capăt? Da, a luat-o de la capăt. Nu știu, hai să alegem... Uh... Are rău, hai să alegem stegulețul ăsta. O să fie foarte tare. Uite aici și niște lutări. Nu e de bine. Așa. Modul acesta aduce, aduce cu el și o grămadă de avantaje, oameni buni. Adică, spre exemplu, acum voi avea posibilitatea, dacă îmi voi recruta niște... NPC, adică cum am De fapt nu NPC, niște companioni Cum am recrutat și data trecută, voi avea posibilitatea De a juca cu ei, adică în momentul în care Spre exemplu omulețul nostru este rănit Voi putea să joc cu uh, Acei NPC Ceea ce mi se pare foarte, foarte tare Deci avem posibilitatea de a schimba Comandantul, uh, de asemenea Aici în uh, tavernă uh, Cred că am selectat Să se spawneze toți uh, toți NPC-ii și aceștia cred că sunt toți NPC-ii Sau cel puțin majoritatea lor uh, În taverne, acum o să, o să regăsim tot felul de omuleți Care vor sta aici la masă și vor mânca tot felul de chestii Ceea ce îi dă, îi dă un, un pic de aspect tavernei Nu mai e așa goală cum e, obișnuia să fie Bine, ciudat mi se pare acum că ăștia efectiv stau pe mese și pe, pe scaune cu picioarele Dar mă rog Să vedem uh, Ce personaj să recrutăm noi. Toți sunt niște ciudați, au niște nume de astea foarte ciudate, cu excepția lui Maron ăsta, Maron 5, ăsta are o față albinoasă, Albert Crosshead. Marvoscent, what the fuck. Alin, iată ce față de, de copil abandonat și trist are. Ok, Asta uh... pare să fie francez. Hai să vorbim cu el să vedem dacă. si Aha! Stai ce? N-am bani sau ce? Ia, stai, ia stai, să vedem si ce avem aici. Cloth tunic. Ok. Așa, și Acum aș vrea sa schimb mizeria asta care o am aici cu o sabie sau ceva. Gen one-handed, știi? Ar fi foarte tare. Hai să vedem. Toate sunt scumpe, mă, n-am niciun ban, mă sunt cel mai sărac. Și cred că atât de sărac sunt încât nici companioni ăștia nu vor să intre la mine. No, hai să luăm pe cineva poate, nu știu. Poate pentru unii, pentru că sunt unii companioni care cer bani. Dacă tu nu ai bani, atunci nu poți să-i recrutezi. I suppose I can help you. A, uite, asta cere 3500 de dinari. Hai să căutăm un ăsta uh, un care să nu ceară bani, uite, ăsta cu cana aia mână A, 3000 de silver Uite, cere și ăsta Ăsta 4000 de silver Drolo Și ăsta cere niște bani Ser mm, Și ăsta cere bani Ura, firața-i naibii, toți cereți bani, mă este e merchantul... Uh, cine sunt la acestea? Și ăsta tot... Uh... Nu, no, și ăsta cere bani. Ioi! Uite-l pe Gandalf, mă! Asta e Gandalf, uite ce... ce macare. are. Nu. No. Da, avem posibilitatea de a recruta. Ei, bine, foarte trist. Foarte trist. Hai să căutăm să ne mai facem niște... niște... Recruți. Totuși avem vreo 400 de bănuți, ceea ce... Oh! Uite niște lutări. Surrender or die. Ok. Să înceapă lupta. Avem același stil de luptă, din câte puteți observa, o echipă care se spanează într-o parte, o altă echipă care se spanează în altă parte, dar, de data aceasta, trupele noastre arată complet diferit, adică complet, complet diferit, nu mai arată cum arătau ele odată, arată mult mai bine, au alte denumiri acum Și alte Upgrade triuri Adică când îi upgradezi arată mult mai altfel Alte armuri, alte chestii de astea Bă, dar ce dracu fuge și prostul ăsta 6 contra 6 Prima noastră luptă Poate reușe să prind o vreo armă ceva mai bună de la idioții ăștia care îi batem acum. La jefuitorii ăștia. Am oh, dat ce fugue e. Am luat-o la pas. E ca se un pic cu mine Un pic Are cum Uite, va ca au si un arc Nice Pana si taranii astia sunt mai bine echipati decât mine ah. Oh my god Au Oh Wow A deci Le dau o bucata si cad la pamant, tare Boi dai o ce, dar e bunici karma. Adică nu pot să zic, nu? Super tare, a fost easy lupta. Prima lupta a fost foarte easy. Hai, mă. Am capturat aici un looter și... Man at Wow, ok. A, uite prima, prima melodie de Mountain Blade original. <laughs> Lightspear, să vedem ce mai avem aici Tunică, tunicile astea nu sunt bune din nimic dar Știți unde sunt ele foarte bune? Pe piață, se vând bine Adică de ce să nu le luăm? Așa cine e ăsta? Lord Casper? O, dar ce Rainhouse, ăsta cred că e un castel Dacă nu mă înșel Să mergem la Amberley Să recrutăm niște țărani Partea faină cu uh, modul acesta e că poți să-ți dai și tu seama de cum se numește un sat și alți, alte sate și chestii de astea. Și am uitat să menționez ceva care e foarte foarte important. Dacă ați observat, uh, există uh, aici un castel, cred, da? E un castel la care putem să călătorim. Noi de acum o să avem posibilitatea de a ne cumpăra o barcă, de a ne cumpara o corabie și să, și să mergem pe alte tărâmuri. Ceea ce mi se pare din nou foarte epic. Asta ce e? Griffin Rose, asta e alt castel. Ce ciudat arată, zici că e, zici că e mai mult un oraș. Bun, acum aș vrea să găsesc uh, un oraș Uite, Summer Hall, ăsta e o chestie de-aia abandonată, știi? Așa, avem și evenimente aparent You meet a lonely septon on the road As you pass him, you stumble and accidentally push him off the track You decide to apologize the septon What? What? Pentru că m-am împiedicat de cineva? Pierd puncte de recunoaștere? Ce? Alright, alright. aceasta avem 16, nu, 17 împotriva la 12. O luptă interesantă. Totuși, Men Arms, nu știu. Eu eram obișnuit cu Men at Arms și ăștia ca fiind niște trupe de elite, nu... Niște trupe ca ăștia, mă rog. Bă ce să zic, e cam nasol că nu am cal, însă momentan nici nu am bani, așa că da, poate de episodul următor o să-mi o să cumpăr și un cal. Deja nici nu mă gândesc la asetierea acestor imperii, pentru că aici se, se măresc și armatele, adică cum înainte aveam gen o armată, cea mai mare armată era de 500, acum cea mai mare armată poate să ducă și până la 1000 de trupe, știi? și nu prea aș vrea să mări să asediez eu nimic. Momentan uh, să încercăm să facem niște questuri. N-am apucat încă să mă uit peste questul acela care, care l-am primit, peste primul nostru quest, dar am să mă uit. Uh, facem questuri, ne ocupăm de questuri, ne ocupăm de caracterul nostru de asemenea pentru că... Oh shit, s-a stricat lancia aia. Atât de gunoi e putea să fie. Ne ocupăm de omuleții noștri, ne ocupăm de omulețul nostru. Poate mai facem și noi niște bănuți ca să putem să luăm și noi un NPC cu noi, să ne ajute. După care o să vedem noi mai târziu ce facem noi cu asedierea. Cu declaratul de război, că sunt mult mai multe facțiuni și credeți-mă, mi-e e cam frică să provoc una, că... Mie că dacă vin două facțiuni pe mine, mă mătură. Mă da seama. Ok. Uite mă că ne-a rănit vreo 2 și au murit vreo 3. A, ah, și noi ne-am descurcat destul de bine Dai! Vine și Voforel Bum! Îmi place că fac, fac cât un, cât un, punct pentru proficiency pentru fiecare hit Oh, am împiedicat, de ce dracu m-am împiedicat? Ia, mă întreb dacă pot să mă împiedic de asta oh, uite, s A, s am împiedicat iar What the fuck? Acum există posibilitatea și de a te împiedica, deci Trebuie să ai grijă cum mergi, pe unde mergi Veteran Stormlands Men at Arms. uite, asta arată mult mai bine. Și evident e mult mai bine echipat decât mine. Au! Oh, armură. Dar nu pot suporta ce? Am trebuie strength mai mare. Ok, uite, asta nu are preferințe la strength. Așa. Uite, one-handed. Ah, dar am trebuie din nou strength. Hai să punem și noi o căciuliță ceva pe căpșor. Așa. Mă nu și avem. Hai să mai luăm ce mai putem pe aici. Mm. Să vedem ce avem noi ieftinituri pe aici 90, uite, luăm ăsta de 100 Perfect 231 de coinuri, wow Am câștigat ceva Ok, și-am făcut și level 2, aparent Bun Dar unde e un oraș, mă? Vreau un oraș Ăsta cred că e Flauntown Foul Fonton, Fountain Fountain Fountain, așa nu e, mă. Cam așa e el. Acum nici că mai pot să mai văd ceva. Asta cred că e alt castel. oi. No, așteptăm și noi aceea. Ce e asta? Spend 32 de hours entrenching your campsite. Bă, dă mă, dracu. Mm, wait here for some time, așa. A, păi, cum dracu să nu... Cum dracu să nu vină niște țărani proști pe mine? Ui, frate, e foarte, foarte nervant. Oh, uite, ăsta e campsite-ul meu. Aha, și mă atacă la campsite. Interesant. Și văd că mi-a dat și niște erori. Asta nu e de bine. Interesant, foarte interesant. Ah, ăia au cai și iau și armuri, presupun. Are you fucking caring me. A, ah, bine, că nu mă las eu așa cu una, cu două. Au! Fuck me. Mă mișc așa de încet, frate Mamă, ce lent mă mișc Oh my god Oh my fucking god Până dau eu o bucată asta îmi dă trei, omule Are you kidding me? Oh! Am doborât unul, wow! Nu mă așteptam Stai să-i ajutăm pe oamenii noștri aici Au Fuck Uite mă omule mă Dă o morții de treabă Dacă știam puneam, puneam, mai multe puncte Pe two de asta. ah, și după ce Eu sunt palit Lupta poate să continue Si uh, Și putem să ne mai uităm acolo ah, uh, Surrender ce morții mății Bine că mai ia prizonier. Da, asta aveam eu nevoie. După ce că nu văd nimic ca pe asta ăsta. De... Stormzend. La ce? Alt castel. Aici sunt 25.000 de castele. Și abia dacă, abia dacă găsești și tu un, un, singur fucking oraș. Deci nu găsești un căcat de oraș. Uite-te tu. Cu ocazia asta, uite, am au cercetat ăștia toată harta Bă, dar fă dracului zi Entry to castle ah, Uite, așteptăm aici un pic Dracului că nu văd nimica Așa Ah, King's Landing Foarte tare Și ca să ajung în King's Landing Trebuie să o colez jumătate de hartă Wow Tumbleton Ah, uite, putem să ajungem la Tumbleton ei bine, din păcate oameni buni, aici voi încheia acest episod. Eu sper să vă placă această serie. Am început foarte prost, da foarte, foarte prost. Dar nu e nicio problemă, că o să ne plusăm la puncte aici pe Two de 2, o să, o să o nebunim. Eu am fost gaza voastră aici, uncio, și dacă vă place această serie, bineînțeles, puteți să apăsați și voi butonul de like și să lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii ce ar trebui să mai fac eu uh, pe această serie. Adică încotro să mă duc, adică tot tot ia uitați-vă aici. Am cercetat toată zona asta. Și unde aș putea să mă duc? Ce strategie preferați voi să aplic aici? Eu am fost gazda Ciuncio și vă urez tuturor să aveți o zi sau o seară faină în continuare. Bye!